Am început într-un mod inedit și poate că am să și fac, dar n-am să duc exercițiul până la capăt. V-aș fi întrebat bărbați, femei, ne-am fi întrebat poate cu toții, câți dintre cei de aici prezenți în sală și-au înșelat vreodată bărbatul, femeia, câți dintre cei de aici din sală au avut un amant, o amantă, câți dintre cei de aici din sală au trecut, sunt convins că mulți, prin pustiul unei despărțiri, l-au traversat cu lacrimile de rigoare, cu chinul și cu suferința de rigoare, încercând să găsească în cele din urmă o pace care se dovedește adeseori iluzorie, pentru că, așa cum spunea ceva mai devreme un antevorbitor, e complicat să te împaci până la final cu o despărțire. Dar dincolo de asta, aș vrea să vă spun că în Cartea Îngerii, și cred că aici sunt lucrurile cele mai interesante din acest roman, se întâmplă un fenomen de exorcizare. E pe de-o parte fenomenul de exorcizare, sunt convins, necesar autoarei, pentru că se simte puternic amprenta unor experiențe personale. Și nu cred că aici vorbim despre pură imaginație, ci vorbim adeseori despre întâmplări trăite, despre suferințe îndurate. Și sunt convins, pe de altă parte, că pentru toți cei care spun aici am avut experiența tristă a unei părăsiri sau chiar experiența unor amanți, amante, categoric genul ăsta de roman va fi foarte greu de citit. Foarte complicat. Pentru că adeseori după ce părăsim sau suntem părăsiți, cred că admiteți cu toții că primul lucru pe care am vrea să-l facem ar fi să uităm cât mai repede respectivele experiențe. Și nici nu executăm exerciții de introspecție în care să ne gândim ce se întâmplă cu celălalt prea mult sau încercăm foarte rapid să scăpăm, cum spuneam, de chinul unei astfel de traume. E bine, Angela face altceva. Angela spune, nu, stați puțin. Ia stați pe puțin. Ia duceți-vă voi în timp la momentul în care ați fost părăsiți sau ați părăsit sau ați trișat sau ați fost înșelați. Așezați-vă comod un pic pe un scaun, luați cartea asta numită Iris și haideți să vedeți ce se întâmplă în suflete într-un astfel de moment. Și de aici începe o călătorie dureroasă în cea mai mare parte. O călătorie care, pe de altă parte, vindecă, pentru că ea se termină cu momentul al unei răzbunări pe care sunt convins că ne-am dorit-o cu toții la un moment dat. N-am să vă povestesc cartea, nu să vă las să citiți, dar așa se întâmplă lucrurile.